Dragilor, bine v-am regăsit pe canalul meu. Mă bucur tare mult că sunteți din nou aici și astăzi revin cu un clip foarte interesant. Vorbim despre colecția mea de Adidas, pentru că am foarte mulți și chiar cred că trebuie să-i arăt. Mi-am cumpărat Adidas mult timp în continuu și spre deosebire de alte fete la vârsta mea care au poate o colecție de pantofi cu toc sau nu știu, sandale, eu sunt genul de persoană care nu prea folosește pantofi și sandale, sunt mai mult cu Adidas și în special vara ador să port Adidas, nu-mi place să port papuci, nu-mi place să port sandale, așa că îmi cumpăr Adidas tot timpul și am adunat câțiva, destul de mulți și de semnificativ și de data asta vreau să vi arăt și vouă. Cred că va fi un clip foarte interesant. Până una alta, vă rog să-mi dați subscribe, să nu uitați să dați like la clipul pe la care tocmai vă uitați. Asta pentru a mă susține ține un pic mai tare. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături de mine și că sunteți acum aici. Și fără să ne mai întindem, vreau să încep să vă arăt prima pereche de Adidas. Înainte de toate, vreau ca acest clip să decurgă așa sub formă de top, pentru că am Adidas din toate categoriile, ca să zic așa. Și o să încep cu preferații mei. Adidas și ăștia sunt preferații mei. Sunt Puma Fenty, piele naturală, mi-au plăcut extrem de mult și am găsit la un moment dat la reduceri pe Fashion Days parcă și erau extrem, extrem de scumpi, dar i-am luat la jumătate de preț și mi-au plăcut foarte, foarte mult, nu știu. Sunt, au aici bareta asta pe care scrie Puma. Este o colaborare dintre Rihanna și Puma și sunt atât de mișto și vine atât de frumos talpa asta foarte groasă, dă un aspect foarte, foarte drăguț. Mi-au plăcut foarte mult, sunt, cum vă ziceam, sunt Adidas și mei preferați. Continuăm topul cu cei mai cute Adidas. Vă rog să-mi scuzați faptul că nu sunt foarte curați, pentru că nu am avut timp să-i curăț bine, bine înainte să filmez. Cei mai cute Adidas sunt Adidas și ăștia de la Adidas și Hello Kitty, o colaborare foarte simpatică. I-am cumpărat de pe un site, nu mai știu de unde, dar sunt Adidas și mei drăguți atunci când vreau să fiu puțin mică japoneză. Un pic roz, un pic Hello Kitty. De obicei îi port mai mult în sezonul cald pentru că au culoarea asta foarte, foarte cute așa și roz foarte bonbon și merge foarte bine primăvara sau vara. Următoarea pereche de Adidas este perechea de Adidas care a fost și este cea mai comodă pereche de Adidas pe care eu am încălțat-o vreodată. Este vorba despre Adidas și ăștia pe care nu focalizează camera de la Adidas. Sunt niște Adidas luați din Hervis, parcă. Au niște culori așa foarte pastelate. Sunt roz și au șiretul mov. Au aici o bucățică de plastic. De fapt, cred că e silicon, nu plastic. Și talpa foarte comodă, foarte moale. Este acel cloud foam cu care cei de la Adidas își construiesc talpa. Într-adevăr, majoritatea au această talpă cloud foam, dar ca ăștia nu se simt niciunii în picior. Adică sunt, se mulează atât de bine pe picior și asta îmi dă o stare așa de parcă ai fi desculț, de parcă ai călcat pe ceva moale și ai fi desculț. Îmi plac foarte mult și v-am zis, sunt cei mai confortabile Adidas pe care eu i-am probat vreodată. Continuăm topul cu cei mai trăzniți Adidas pe care eu îi am și vorbim despre ăștia de la Fila pe care i-am luat de la Deichmann, cred că acum un an și ceva. Ce-i face trăzniți este de fapt culoarea care este un argintiu, o oglindă de fapt. Nu știu dacă se vede atât de bine cum e în realitate, reflectă orice. Adică în momentul în care îi porți pe ăștia nu se mai uită nimeni la altceva decât la Adidas-ii tăi. Sunt foarte, foarte ochioși, să zic așa. Îmi plac foarte mult, sunt foarte comozi și ei și talpa asta groasă îți dă o siguranță așa când calci. Am aici lângă mine Adidas-ii cei mai de iarnă, ca să zic așa. Sunt Adidas-ii pe care i-am cumpărat anul trecut și pe care îi port doar iarna, pentru că, nu știu dacă se vede, sunt foarte, foarte groși și foarte pufoși înăuntru. Sunt niște Adidas-ii cică de basket, nu prea mă pricep.
la asta. Sunt niște adidași de la Adidas, foarte cool, zic eu. Asta pentru că talpa asta așa lunguiață aici îți dă un confort foarte mișto. Eu îi port iarna pentru că v-am zis, au niște chestii ieșite așa din talpă și nu alunec deloc, mai ales dacă e gheață sau zăpadă. Sunt foarte, foarte comozi. Când i-am văzut mi-au plăcut foarte mult, culoarea e foarte ușor de asortat, foarte drăguți, foarte călduroși. Aici am Adidas și cei mai purtați, cei mai uzați. Este vorba despre această pereche de la Nike, pe care i-am purtat în disperare, asta pentru că erau albi, pentru că au o formă care îți permite să-i asortezi cu multe chestii. I-am luat la Rocky vara, toamna, primăvara, adică îi purtam în continuu, sunt spălați, deși albul nu mai e alb, adică nu mai sunt, nu mai par curați de mult, deși eu îi spăl în mod constant, tocmai pentru că mi se par tot timpul mizerabili. Nu îi arunc și nu vreau să scap de ei pentru că încă mi se par foarte comozi, încă i-aș purta în disperare și încă nu mă lasă sufletul să renunț la ei. V-am zis, se asortează foarte ușor cu orice fel de ținută. Mai am aici o pereche de Adidas nebun, este vorba de Adidas și ăștia luați din Deichmann, de la Adidas. Sunt nebun pentru că sunt portocaliu fosforescent, cred că ei au fost făcuți să fie purtați la sport, dar eu nu mă pot opri din a-i purta pe stradă. Într-adevăr, i-am mai luat și când am mers poate într-o drumeție, pentru că într-adevăr sunt foarte comozi. Aici au o țesătură așa foarte subțire și piciorul respiră foarte bine, adică cred că sunt adidașii pe care chiar i-aș lua doar făcând sport, asta pe dacă mă ajunge la sală, dar întrucât eu fac sport de acasă, nu am unde să plec cu ei la sală, așa că îi port pe stradă, îmi plac foarte mult, culoarea e foarte mișto, este de vară, foarte comoz și ei, talpa tot cloud foam, dar nu este la fel ca ceilalți roz pe care vi-am arătat, este tot moale, dar nu știu, nu e la fel, nu știu de ce, nu pot să-mi dau seama. Și cam ăștia s-a didat și mei portocalii drăguți. Mai am o pereche pe care o port tot așa, îmi place foarte mult, au o formă foarte drăguță. E vorba de o pereche de Adidas de la Reebok. Sunt din piele întoarsă și sunt așa un verde mentă, o culoare foarte frumoasă, foarte de primăvară și îmi place foarte mult să-i port primăvara pe ăștia. La fel au o formă foarte mișto, tot talpă din cloud foam, foarte comozi. Îmi place mult să-i port cu jeans, vin foarte mișto cu jeans, asta pentru că au forma asta foarte mișto și talpa dreaptă. Am aici una dintre cele mai scumpe perechi de Adidas, pentru că chiar erau, e vorba despre niște Nike Air, dar eu le-am luat la reducere de la Hervis, nu cumpăr niciodată, mi se pare mult prea mult să dai, nu știu, 600-700 de lei pe o pereche de Adidas. Eu i-am luat la reducere de la Hervis, sunt niște Adidas cu niște culori foarte plăcute, pastelați așa pe alocuri și aici au niște detalii pe albastru, roz, mov. Îmi place foarte mult să-i port și pe ăștia vara, au o pânză foarte plăcută, respiră foarte bine piciorul, vestita cameră de aer aici de la Nike Air, foarte drăguți, foarte ușor de asortat, îi port vara cu, mi-am cumpărat niște rochițe și niște haine, culorile astea pastelate merg foarte bine, îmi plac foarte mult și ăștia. Și ultima pereche de Adidas pe care am să vă arăt aici, am tot Adidas. Cred că ați observat că sunt mai mult fan Adidas decât Nike sau celelalte firme. Nu știu, am avut tot timpul atracție față de Adidas. Îmi plac lucrurile lor, îmi place calitatea lor. Am tot timpul Adidas pe care îi cumpăr de la ei și pe care îi port ani de zile, ani de zile, fără să pară uzați, fără să se deterioreze. Adidas și ăștia sunt foarte mișto, tot de vară, tot dintr-o pânză foarte ușoară, prin care respiră foarte bine piciorul. Culoarea este superbă, este un portocaliu așa plăcut, ușor pastelat, cu dungile astea finuți trase aici. Talpa la fel, cloud foam ca de obicei, foarte comos și ei, îmi place foarte mult să îi port și pe ăștia. Asortat și cu blugi,
Merg și cu rochițe vara, sunt foarte drăguți. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper să vă fi plăcut tot ce v-am arătat, să vă fi inspirat, de ce nu. Sunt curioasă dacă și voi aveți o colecție de Adidas acasă și vreau să-mi lăsați în comentarii dacă aveți sau nu și câte perechi poate aveți, mai puține și mai frumoase sau nu știu. Vă rog să dați subscribe, like și până data viitoare vă pup!